dimineața, îi spunem și la din Zisu, fiindcă a ajuns, este un pic așa mai, cum să zic, vine un pic mai târziu decât noi. Vreau să întreb cum a evoluat traficul. Eu când am plecat dimineața de acasă la 6 și un pic, băi, era trafic. Era trafic. Dimineața un pic mai așa, dar lăsa asta, tu ești bronzat? Eu, da, fiindcă da. Am stat în curte, am săpat... Știți cum? Eu nu-l văd pe Grig față-înfață, nu-mi dau seama față-înfață, te văd pe cameră și așa îmi dau seama că e bronzat. Dar parcă în realitate nu-s așa bronzat, nu-i așa? Nu! Da. M-au bronzat colegii. Da. Sta la soare deja. Am stat fără să vreau, că sunt exact precum tractoristul. Până aici sunt așa, dincolo nu mai sunt cum trebuie. Dar nu contează, hai să trecem peste, că vorbim despre știri. Și avem, Doamne, ce avem? Am venit azi cu justiția. Dacă nu avem 10 știri pe justiție, nu mai avem. Să fie justiție și să fie știri. S-au întâmplat foarte mult. N-ai cum să te plictisești la noi. Uite, o să vedeți și acum. Da, știrile acum cu Nadine Azisu. Bună dimineața! S-a bun găsit la știri. Mai mulți actuali, dar și foști angajați din Ministerul de Interne sunt acuzați de trafic cu migranți. Doi foști ofițeri au pus bazele unei rețele complexe de migranți din Asia și ar fi introdus astfel în România chiar potențialii teroriști. Metoda a adus acestei grupări câștiguri de milioane de euro. Este anchetă de amploare și la Spitalul Gerota din Capitală. Mai mulți medici sunt suspectați că ar fi ajutat angajați din MEAI să iasă la pensie pe caz de boală. Investigația va stabili cum ar fi fost aprobate documentele medicale cu care funcționarii au reușit să se pensioneze înainte de vreme. Cele mai multe decizii s-ar fi dat pe motiv de depresie sau alte boli asociate. Ancuța Popoviciu, fosta judecătoare din dosarul lui Vlad Pascu, va fi judecată disciplinar. Magistratul este acuzat de exercitarea funcției cu rea credință sau gravă neglijență. Elena Udrea a scăpat definitiv de dosarul Hidroelectrica, în care era acuzată că a primit echivalentul la aproape 5 milioane de dolari mită. Magistrații au respins cererea de repunere a cauzei pe rol, dar și apelul depus de Udrea. Aceasta din urmă voia să nu-i fie pusă din nou cauza pe rol. Acum trebuie să plătească prejudiciul din dosar, adică 3,5 milioane de euro. Autostrada A7 de la București la Pașcani va fi inaugurată anul viitor. Ministrul Transporturilor anunță că 6 sau 7 tronsoane vor fi gata chiar mai devreme, adică până la sfârșitul acestui an. Lucrările la autostradă sunt contestate de unii proprietari de terenuri din zonă, care susțin că au fost expropriați de suprafețe mai mari decât cele pentru care au fost despăgubiți. Piața imobiliară atinge niveluri record. Prețurile apartamentelor în orașele mari au suferit majorări și cu aproape 20%. În Brașov, prețul unui apartament a crescut cu 18%. În capitală găsim apartamente cam cu 11% mai scumpe față de cele de anul trecut. Iar la Cluj, costul unei locuințe s-a majorat cu 10%. La Timișoara, pe de altă parte, prețurile au crescut cu 8,7% față de cele de anul trecut. Iar în sport, Novak Djokovic s-a retras de la Roland Garros în urma unei accidentări la genunchi. Astfel, jucătorul sârb pierde locul de lider mondial în tenis, poziție ce va fi ocupată de acum de italianul Jannik Sinner. Și cam acestea au fost știrile orei 8. Ne auzim și la 9 cu alte informații. Dimineața pe 2. Deci se scumpesc apartamentele, dar ce mă interesa pe mine este că doamna judecător va fi judecată. Da. Adică... Da, mai sărăcuța, da, nu cred că... De ce te uiți așa la mine? Pentru că sărăcuța, știi cum e, ce faci, trebuie să răspunzi de tot ceea ce faci. Nu am eu nicio competență să-mi dau cu părerea, dar știi cum, trebuie să ai o părere despre orice. Eu cred că doamna are niște probleme. Atunci când i s-a vehiculat pentru... Acum sigur are probleme, doamna. De probleme. Când i s-a vehiculat pentru prima oară numele, atunci am făcut eu un research mai deep down on the internet.
și am găsit niște postări pe Twitter vechi de prin 2017-2018. De ale doamnei Ancuța? Da. Și ce postase? Pisicuțe? Nu, că, ne, era bine dacă postase pisicuțe. Pisicuțe judecate? Nu, poate păreri controversiale. Erau niște postări din care se vedea că nu e totuși pe o traiectorie normală. Se mai întâmplă. Oamenii au momente de rătăcire. Păi asta zic, da. Dar poate își revin. Așa. Momentan să vedem ce se mai întâmplă. Vă zicem ce se întâmplă matinal. Se întâmplă chiar matinalul Dimineața pe 2 cu Grig, Nadina Zisu și Andrei Moga. Stăm aici Dimineața pe 2. The hits are yours. Your number one for hit music. We are Impulse Radio. Foarte, foarte bună dimineața asta, foarte călduroasă și foarte frumoasă. În sfârșit este vară și când vine căldura îți vin ideile. Dar când vine iarna e bine să ai alături de tine pe cineva care te încălzește. Mai ales în București, unde nu este apă caldă și căldură. Vara, în schimb, ai nevoie de libertate, de aer condiționat sau un ventilator dacă aer condiționat nu se poate. De asta unii oameni au început acum, atunci când caută să aibă pe cineva apropiat de sufletul și de inima lor, nu mai vor persoane fizice. Ca să nu le țină de cald, că na, e... Și să nu le bage la întreținere, îți dai seama. Pe lângă asta, da. Înțelegi? Dar avem o chestie atât de interesantă. Este vorba despre o doamnă care a cerut un sfat pe social media. Eu sunt pe un grup pe Facebook unde se cer sfaturi în dragoste. Adică oameni care au tot felul de probleme în dragoste. Și domnule, uite ce probleme am cu el, am cu ea, ce să fac? Și sunt situații astea în care răspunsul evident este lasă-l. Pleacă, las-o. Fugi. Dar undeva parcă încă mai caută o confirmare că ar trebui totuși să mai rămână în relație. Și toată lumea zice pleacă, fugi, nu mai sta, cum așa ceva? Mamă, cum poate să-ți fac așa ceva? Iar oamenii aceia dispar, mulți își șterg comentariul sau, mă rog, postarea, și fiindcă se întorc de fapt în aceeași relație care nu funcționează. Dar avem o altă soluție. Avem o femeie care a cerut un sfat pe social media după ce a descoperit evident că soțul ei are o relație, dar că... Nu are o relație cu o doamnă, ci cu o iubită AI. Da, deci... Ce zice fata? Doamna a scris așa: în ultimele luni am observat că soțul meu petrece mult mai mult timp la telefon și nu știa de ce. La început m-am gândit că poate se vede cu altcineva, dar nu prea avea sens. Chiar dacă era lipit de telefonul lui, relația noastră se îmbunătățise. Asta a zis doamna. Da, zice așa: săptămâna trecută l-am întrebat în cele din urmă ce a adus schimbarea și de ce este atât de mult pe telefon, stă numai pe telefon. Și domnul a vrut să-i spună. Băi, deci a zis doamna așa: a recunoscut că a vrut să-mi spună o vreme, dar n-a avut curaj. A spus că într-o lună în care am fost despărțiți de muncă anul trecut, a descărcat o aplicație pentru oameni singuri. Și nu vorbim de alea de dating. Îți dai seama că femeia s-a gândit: Tinder, Bumble, aoleu, își caută iubită. Aplicația avea un însoțitor AI cu care putea discuta, ceea ce a început ca o curiozitate, s-a transformat în sentimente reale pentru iubita AI. Adică... Deci, haide, stați un pic să-l lămurim. Deci, femeia stătea și îl vedea pe bărbat tot timpul cu nasul în telefon, da? I-a zis: de ce stai tot timpul cu nasul în telefon? Iubito, am descărcat o aplicație la care ea: ai de capul meu, Tinder, alea, Bumble, Bumble, nu! Am o iubită AI. Aoleu! Înțelegi? Faza este că iubita asta AI de pe aplicația respectivă nu era doar așa o iubită, ci îi oferea, culmea, și sfaturi pentru relația în care el se afla deja. A, deci este o amantă AI. Da. Adică această iubită AI cumva le-a îmbunătățit relația și tipa a postat chestia asta în social media ca să întrebe: este ok să purtăm această relație între ei? Ea cumva a acceptat. Păi, dacă i-am îmbunătățit relația, a apărut această situație în care nu prea ai cum să fii. Adică trebuie să fii de acord ca soțul tău să aibă o prietenă cu inteligență artificială. Da, de fapt, iubită ei, mă, ce să mai... Iubită că ei, poate ai, să aibă o iubită cu inteligență artificială, după cum și frumusețea poate fi artificială, da? Însă, un sondaj recent, aici nu o să vă vină să credeți, dar uitați care e trendul. Un sondaj recent a constatat o creștere a cererii de căutări pentru iubită AI. Ia stai, mă, așa, că scriu și eu. Iubită AI. Ia. Ar trebui, sincer, ar trebui să vedem și noi. Eu nu știu deloc cum e iubită AI. Adică normal. Ce face, ce zice, cum se comportă. România. Ai iubită?
Deci tu cauți iubită AI, AI, înțelegi? Și Google din România te întreabă, ai iubită? Nu mai eu caut iubită, iubită AI. Ai? Bă, iubită ai sau iubită n-ai? Vai de capul meu. Dar să ne întoarcem la chestia asta, ci că analizând primii 50 de termeni, căutați în mod obișnuit pe Google, avem a product review, a găsit peste 73.000 de căutări în fiecare lună pentru iubiți, iubite AI. Nu vine să cred. Deci așa de multe? Da, frate. Păi, dar ce face, mă, iubita asta AI? Nu știu, că uite, de exemplu, iubitul AI, dacă românesc, el tot iese la bere cu băieții. Tot trebuie să aibă momentul lui. Iartă-mă, iubita, dar astăzi trebuie să ies la bere cu băieții, nu pot să fiu alături de tine. Iar iubita AI din România, fără curent. Și iubitul AI, înainte să ți-l instalezi, când să-l instalezi, fix înainte să ai conversația cu el, te să aștepți 10 secunde, că o să-ți vină reclama, da, după aceea la bagă bani aici, da, păcănele, tot felul de pariuri, da, sportive, tot felul de date. Instalezi tu aplicația și când să începi să vorbești cu el, bună, iubitule, intră. Stai. Nu uita, jackpot, 777, trage de manetă. Evident că iubitul AI din România tot la muncă în Anglia vrea să se ducă. N-o stă lângă tine. Te lasă cu copiii AI mai mici acasă, singură. Bă, să știi că iubitul AI românesc e foarte bun. Pe lângă inteligența artificială și iubirea artificială, mai are și harneala artificială. Evident. E al nostru. Da, normal. Și mai e ok. Există și un avantaj să ai o iubită AI. Serios. Care? În momentul în care ești în oraș cu ea și nu mai baterie la telefon, îți încași telefonul la ea, știi? Înțelegi? Bine, hai să nu fim atât de răi. Eu sunt foarte curios, de exemplu, cum avea bărbatul respectiv trecut în telefon iubita AI. Putea să fie Violeta Termopane. Poate fi, nu, da. Alin Termopane. Alin Termopane, vai, sună, nu, foarte bine. Corect. Deci Costel Termopane. Doamnă, dacă vedeți în telefonul iubitului sau soțului foarte mulți cu termopane, e ceva pudră, da? Sau nu știu care, meșter. Sau, evident, rămâne mecanic auto. Sau dacă îl sună compania electrică la 12 noaptea. Cel mai bine e următorul lucru. În telefon, vă dau un sfat, băieți. Puneți, salvați numărul, nu răspunde. Absolut. Fiindcă atunci doamna o să zică, băi, e un prieten care mă stresează, îl mai știi pe Vasile, căruia trebuie să-i dăm bani, vezi că e banca, sunt, e biroul de credit, e nu știu cine. Toată lumea are un nu răspunde în telefon. Deci treceți, nu răspunde în telefon, nu termopane, nu costică service, da? Și noi o să facem așa un mic sondaj la 0754-222-999, repede, repede, vă lăsăm și timp să vă gândiți, pe cine ai tu trecut în telefon, nu răspunde și de ce? Absolut. Sau dacă mai ții minte că se întâmplă să treci, nu răspunde și să uiți. Toată lumea are un nu răspunde în telefon sau un semnul întrebării sau un cine știe. Nu, nu răspunde. Nu răspunde. Deci aveți pe cineva trecut în telefon. Atenție mare. Nu răspunde. Și dacă da, cine este sau care e treaba, care este treaba cu numărul respectiv. Pe mine m-a sunat de la bancă la un moment dat, mă teroriza. Acum foarte mulți ani. Și mă sunat de pe același număr. Și trecusem, nu răspunde. Ca să știi, ca să nu răspund. Știi, pe mine mă suna exact compania de telefonie mobilă. Eu întârzi să-mi plătesc factura tot timpul. Uit, am o dată pusă, e, da, se plătește automat, dar după ceva timp. Și tot timpul mă sună în fiecare lună să-mi zică, vedeți că trebuie să vă plătiți factura. Da, doamnă, de 8 ani o plătesc. Da. Deci nu uita, 0754-222-999. Vrem aici un moment de sinceritate absolut, dragi colegi de emisiune. Pe cine ai tu trecut în telefon, nu răspunde. Da? Adriana ne zice, cică bună dimineața, pe soacra. Aoleu. Foarte tare. Așteptăm răspunsurile voastre, ne întoarcem imediat în dimineața pe 2. Dimineața pe 2. This is Impulse Radio.